N-am făcut de ceva timp unul, iar astăzi este timpul pentru un nou drăftuleț în FC25. Să vină toate cardurile alea șmecher de tot la băieți. Vrei să-ți construiești echipa de vis în FC25 sau să deschizi cele mai tari pachete? Cumpără coins de pe fifacoin.com și folosește codul OVI pentru extra discount. Linkul este în descriere. Și dacă vrei să cumperi articole sportive, casual și lifestyle de cea mai bună calitate, argol.com/ro, linkul este în descriere. Ai acolo 10% reducere cu codul OVI la checkout. Ceva băieții și bine ați venit la un nou episod din FC25 Draft spre glorie. Hai să prindem un draft frumos, 4-1-3-2, 3-4-1-2, 4-4-1-1 să fie. Și hai să vedem icons, hai să vedem ceva interesant, ceva ce n-am prins până acum. Oare s-a schimbat ceva la drafturi? N-am mai făcut o săptămână, intră Futre pe stânga, bun. Dar după aceea continuăm cu ce? Cu un Colomoani, cu un Alvarez. Și încă nu cred că s-a dat robinetul la icon, dar vom vedea pe parcurs. Inaki, Anderson, Gnabry. Nu? Nu? Inaki. Haide, tată. Am văzut doar Ashley Cole și Crespo până acum la draft din Aiken. Altceva n-am văzut niciodată. Guendouzi 80. Până acum pare că o să mai facem încă un draft. Acesta nu. Cred că... Mățan, mă! Facem un pic de spectacol cu Mățan la draft? Hai să vedem. Poate. Di Bernardo, Fratesi, Zielinski. Dar vă spun din tot sufletul, bă, nu se poate, mă, să dai asemenea carduri. Sunt avem 3-4 carduri gold când deja avem nu știu câte promo-uri disponibile în joc. Vine Klosterman, Otamendi, care ția un pic, Zubedia, care ia chemistry, ce-i drept comparativ cu restul. Azpilicueta îți ia și el, vezi, ce chiar bine. Bun. Right back-ul, hai să vedem ce zice. Maitland-Niles, Nacho Vidal, Victor Gomes, Mingheza, bă. Nu pot să joc draftul ăsta. Chiar dacă e Mățan acolo, n-au niciun Dumnezeu băieții ăștia. Oare chiar așa stată Dimitrievski în poartă? Ok, îți ia full, dai 79, tati. Dai și mie un portar, ia să vedem. Portarul poate ne ridică un pic. Handler, Manu Neuer. Aoleu, doamne, ăsta e autocomplit, mă. Jur că e autocomplit, nu joc așa ceva. Road to Glory-ul meu este mult peste ce vedem. Lidmanen, Arnold, Gabriel vedem și un Messi. Lidmanen, CM. Așa avem nevoie de un CM, ca să fiu sincer. Un pic de chemistry, un pic mai mult. Avem chiar 27, doi jucători of chem, Mățan și cu Fratesi, Juranovic, Icardi, Rodman. Bam, continuăm încă 5. Nu, mai mult. Dar pare de autocomplit chat? Da. Johnson, bă, sunt prăfălie astea, nu? Maicon, hai să zicem, frumos Maicon ăsta. A dat 3 heroes, decenți, dar cardurile gold foarte slabe. Cred că mă duc pe următorul până mă gâdile și pe mine cu ceva frumos. Un Martinelli, care are și are right winger, left winger, nu prea pot să fac nimic cu el. Pe LM avem deja omul nostru. Aici n-are ce să mai dea ca să joc draftul ăsta. Nu poate să mai... Hernandez info. Tot nu-l joc. Mamă, cum a dat Hernandez ăla. Și un Gabriel. Ok, să rămână. Hai, mai băgăm o fisă draft următor. Hai să sperăm că asta o să fie mai bun. Pleacă cu 4-5-1, 4-3-3, 4-2-3-1, 4-5-1. Teaca, hai să jucăm și pe ăsta. Pare distractiv. Ce am, striker, ce am. Lămă. Începem cu... Bă, n-am văzut Sasic? 4-3, cred că n-am văzut-o niciodată pentru că nici nu pare a fi foarte bună. Cer la Playstyles Finesse Shot. Cum pot să... Serios? Aerial Plus. Și Power Header, dar are 5. Ok. Tăm un Joe Cole aici, cred că o să fie mai ușor de făcut. Chem cu el și pe Striker. Boniface era acolo. Francesco Dybala arată foarte mișto. 5-3 Dybala. Mă, cred că mai trebuie să mai așteptăm câteva săptămâni până să dăm drumul la drafturi. Sau poate reușim ceva frumos. Hai să trecem așa frumos, rapidus prin el, până prindem ceva elegant. Banini, nu. Așa arată și draftul cu numărul 2. Nu e tată jucabil. Hai, mai se bagă office. Pleacă draftul numărul 3. Poate ăsta ne aduce ceva mai frumos. 4-3-3 attack, mă. Haide, tată. Aici de obicei dă frumos. Din Natalia, hai să zicem.
bun, îmi place Finisher Plus, mișto, distractiv card. Rafinha, Sony, e foarte frumos momentan, Sony cu Finisher Plus. Din Natalia e pe seria 100%, n-ar să fie, dar n-avem pe nimeni aici. Seria asta să mă duc. Cu Sony e greu de făcut chem, orice ar fi o să fie greu de făcut chem. Dacă duci pe Premier League, ok, altfel naționalitatea e greu să te știi. Tiani, Alou Vairan, Salah, wow! Altceva, mă! Salah ăsta cu Finisher Plus 90, nu l-am folosit până acum în draft. Hai să luăm și Premier League pentru Sony. Brand 87, Virts 89, Musiala, Ena. Ia uite ce frumos, Germania, cam multă Germania, Italia 1, Guendouzi, care ți-a dat Wirtz, ăsta arată prea mișto de 89 și are technical plus, sigur, nu? Nu, are passing mișto. Ia iar mă, 89, vedem ce facem cu el pe parcurs și dacă stă off-cam, Robert Goretzka. Și acum am dat pe liga aia, nu? Hai să facem, Robert, hai să facem un hibrid, eu știu, Goretzka pe partea aia, Herrera de Mirbai. Tatiana, Dewsbury Hall pe Premier League, ok, am făcut câte o liniuț, câte un punctuleț. La prim Van de Vin, ok, bun Van de Vin, se poate face cu treabă cu el, se poate juca. Rodriguez, La Liga sau avem altceva? Nu, avem Anglia 1, dar la fete, Rodriguez nu-ți va lua nimic, nimeni nu-ți ia nimic, nimeni nu-ți ia ceva, Ovidiu. Foarte acerbi ăsta, ai. Mai bine joc off-cam Rodriguez pe cuvânt decât celelalte două opțiuni. Mult prea slabe. Javi Galan, Diego Rico, Simon Biraghi. Biraghi ți-a cu din Atale, mă. Ce să joci cu golania că nu poți să-i miști. 72 pace la Biraghi. Poate ai pe dreapta. Ne mai vine ceva. Dumfries, Poș, Juranovic, ok. Bundesliga, legăm acolo bine. Hai cu Juranovic, portarul. Se leagă, nu se leagă. Bun, nu. Pope care ți-a full și uite cum dă, bă. Wow, cât de mișto. Dar mi-e explică și mie cineva. Este Team of the Week Plus sau ce? Așa, de ce ia? Bă, nu știu. Premier League-ul, de ce ți-a așa full cam Sony? Avem ceva pentru naționalitatea lui aici? Ok, hai să trecem mai departe. Rezerve. Dar că am trebuit fundaj lateral, fundaj central. Rick când vine. Oh, Araujo, bă. Bă, eu îl iau că e șmecher, n-am chem deloc cu el. Dar e bun drocard. Mergem. Mai departe. Mamă, Finisher Plus, să vezi ce o să rupă Sony cu Salah cu finisherile. Oaleu. O să rupă. Fofana 67 pe pace, para bum bam bam. Și obi ăsta, mi se pare că are CM. Na, nu ai unde să-l bagi acolo. Fofana. Pentru că mai știi, așa vine Fofana. Ți-a aduce în 27. Osman Pulisic, Malcolm Tinei Pulisic și portar nu prea trebuie la chem. Doar să dea vreo rachetă, dar e highest rated. Ok, încă 5. Dinie James. E, Vardiol bun. Vezi că Vardiol e bun. Bam, 29. Elegant, frumos, tot ce trebuie. Am rezolvat-o cu chemul. Mamă, mi-aduc aminte că s-a avut Neville, fata asta a avut un SBC anul trecut pe care l-am făcut. L-am folosit, cred că două săptămâni, a fost chiar decent. Kulusevski, Verban! Ce mai trebuie? Stai un pic. Bă, nu o să facem chem aici. Nu prea avem cum. Îmi trebuie Premier, îmi trebuie Bundesliga, un jucător și manager. Doi jucători de Bundesliga sau aia, e complicat un pic. Karşaoui, Kane, bă. Hamsik n-am cum. Știi de ce n-am cum? Pentru că Hamsik ăsta, uite, Power Shot Plus. Este tankul de pe lume. Dewsbury Hall iese, pierdem un pic, dar lasă-mă, tati, să mă bucur de acel mare Hamsik. Cu șuturile o să stăm, o să fie un șut, un drap mișto din punct de vedere al șuturilor. Dăm de rup. Wow. Vire și Gino, ce raritate, mă. Ce raritate, unde să-l mai joc, mă? Este din Natale, cred. Ha, foarte, foarte mișto. Din Natale are așa ceva în afară de striker. Are left winger. Băi, o să-l scot pe Sony, o să-l scot. Și Gino acolo are.
fii atent, dacă jucai așa erai 28. Sau dacă stai așa ești, da. Știi ceva? Îmi place. Suntem peste 25-26 la chem. Suntem ok, Pulisic, asta e puțin. Fofana, Van de Vin, stă bine pe right back. Mijlocaș și Goresc împreună cu Virsa stă aici pe atac. Ia stai un pic. Ia stai, pierzi Goresc într-adevăr, dar poți să faci niște fente pe aici, aș zice eu. Poți să faci o maracana așa pe 30. Deși nu stai la fel de bine. Dar ai și Ginola, ai și Son, ai și Dina Talia, așa și Salah. E atac de rupe norma și lăsăm așa. Luăm și un manager, suntem la 33 chem. Calabro. Stai puțin, nu mai crește cineva? Cu un Premier League pentru Salah? N-a dat? N-a dat, mă. Oricum, superb. Superb draft, mă, cu Sony, Dina Talia, Salah, Ginola în față. O să fie show cu băieții. Primul adversar, Grizi, Ginola și Guti la el. Din Natale, dăm cu finez de aici direct? Of, hai Ovițu, concentrat. Salah? Nu mai e pe finez? Nu vrem, mă. Mă întorc tot aici, ăsta-i. Poate? Nu, nicio șansă așa. Mă, unde e Hamsic ăla? Unde e Hamsicu? Ia. Juranovic. Se ascunde Hamsic de mine pentru șut. Ha. Ginola, verde, da degeaba. Scoate din nou golanul de portar, mă. Dinatale! Și dă-mă cu finesul ăla până la urmă. O, vezi că e bună. Antonio din nou. Antonio, Dino. Molina, mă, cu tackling-ul acolo. Pișpirelul ăla de Molina. Salah. Dă din fines. Superb, tată. 2-0. Se duc fine chat-urile cu Salah, e rachet. Și Sony, poate, la prea multe blocaje dau. Hamsic! Prea mare distanța, o. Din Natale, din nou, fine chat! 30 de metri cred că erau acolo, 25, Ovițe, taci din gură. Hamsic! Mamă, mamă, trebuie să fiu atent la șutul ăsta. Ce frumos șutul lui Hamsic. Ce frumos, ar fi fost mișto dacă și intra, mă. Șut un blocaj al lui Sony. Bun, bun atacul. Sony, ce greșeală face adversarul și facem 1-0. Ce gol frumos, bravo! Ce ocazia lui Hamsic, transversală lovită, din păcate! Cât de aproape am fost acolo!
Salah, mare distanța! Obținem totuși o lovitură de colț. Blocat din nou, din păcate. Înapoi la Gino. Goretzka, ce să facă el? Goretzka acolo trage în... un blocaj fresh și nou. Haide, Gino, nici acum, tată, superb atacul. Dar capul al fine, da. Nu vreau, mă, să intre. N-ai ce să faci, asta e. Da, tati, Marek! Am sec power shot-ul acela. Fabulos. Uita-mi mingea al meu, mă, căvăș. Uita-mi mingeuca. Antonio! Nu, tată, iar transversală, mă, a doua transversală din acest meci, din păcate. Poate pe verde, din Natale, face 3-1, mă, super șutul ăla. Eu vă spun sincer că nu știu cum am trecut printre adversarii lui. Eu cred că m-a ajutat jocul. Naldo transversale. Poate că de acolo pe verde transversală din nou. Cred că e bună pasia asta, e puțin. Sony, îi dăm cu stângaciul lung. Nu e posibil să dai așa ceva, doamne, scuze, bro, nu, am vrut să dau la lung, am prins pe roșu, s-a dus la scurt, portarul n-a scos-o. Doamne, ce ai, bă? Dar în schimb, din ăstea nu putem să dăm, știi, din 2-3 metri, că iese portarul. Ginola! Da, din kick-off o să zică mulți 3-0, da, noi mergem mai departe. Ce gol era să dea din Natale? Am sic! Oi, doamne, ce rachetă! Foarte frumos și vezi că se joacă meciul, ești nebun? Ce goluri urâte! Doamne, ce goluri urâte i-am dat la băiatul ăsta, săracul de el! Thank you.
Doamne, cum ar fi fost? Cum ar fi fost racheta să se ducă? Hamsik, incredibil cu șutul de la distanță. Absolut incredibil. Hamsik și la adversarul din finală, mă. Salah! I-am rupt de la distanță, unde draftul ăsta. Opa, l-am prins oare? Sony blocat în ultima secundă, Salah, stare la noi, încă o dată nu. Goretzka! Bă, m-am dat și pe engleză, nu mă așteptam, ești nebun la cap. Ce greșeală face golanul, bă. Sony! Transversala, bă. Verde, lovițule. Ia vezi. E bună pasta! E bună pasta! Și nola! Bam! Victorie la draftată! Și premiile Rare Players Pack și Gold Pack. Asta e puțin că am făcut challenge-ul aici și nu știu câte... Unde e, mă? Sunt aici? Oare avem... Ah, da, Rare Players Pack! Haide, tată, Rare Players Pack și nu uita! Like, mă, dacă ți-a plăcut acest episod, nu e workout. Și spune-mi care a fost jucătorul tău preferat. Striker portughez Diogo Jota? Liverpool? Un 85 Jota și hai să mai deschidem încă un pachet. Dar aș deschide din store cu niște bonus pe care îi avem. Uite-mă, 40.000 de coins pe pachetul ăsta. Hai să vedem ce ne aduce. Nu e workout și aici se termină și clipul de astăzi. Vă pup o viță pe toți. Zi faină să aveți. Ciao, ciao.